Iată câteva noțiuni de bază despre spațiu. Știți ce este o planetă, nu? Locuiți pe una chiar în momentul de față și se numește Pământ. Suntem a treia planetă de la Soare, prima este Mercur, cea mai apropiată de sursa uriașă de energie. Familia noastră se numește Sistemul Solar, planetele, praful cosmic, rocile spațiale, sateliții naturali, asteroizii, toate fac parte din această familie. Însă acestea se află în jurul unui singur soare și toate fac parte din ceea ce poți numi o familie extinsă și anume o galaxie. Galaxia noastră se numește Calea Lactee, un nume destul de drăguț. Cuprinde între 200 și 400 de miliarde de stele și probabil în jur de 800 de miliarde de planete. Unele planete nu se rotesc în jurul unei stele, asta numim noi planetă interstelară sau planetă rătăcită. Dacă acum aveți vreun gând de genul, toată lumea știa deja asta, îmi pare rău, dar dacă am fi trecut direct la subiect, pentru cei care nu știau aceste lucruri introductive despre cosmos, întregul videoclip ar fi părut fără sens. Poate ați fost surprinși atunci când am spus că sunt între 200 și 400 de miliarde de stele în galaxia noastră și poate în jur de alte 200 de miliarde de galaxii, toate formând un singur univers. Numai în Calea Lactee ar putea fi miliarde de planete, cum am spus mai devreme, chiar 800 de miliarde. Numerele se schimbă continuu pentru că vorbim de o știință inexactă. Dar pot fi astronomii mai buni de atât? Ei bine, nu chiar. În schimb, ei deja fac o treabă destul de impresionantă. Ca să putem înțelege cu ce au de-a face, trebuie să înțelegem cât de mari sunt lucrurile despre care vorbim. Asta înainte să spuneți că ar trebui să facă o treabă mai bună. Imaginează-ți că te afli în vârful muntelui și ai avea sarcina să numeri toate furnicile de pe planetă de la acea înălțime. Desigur că nu ai putea. La fel și astronomii, pur și simplu nu pot preciza numărul exact al tuturor obiectelor din spațiu. Ei fac predicții în baza lucrurilor deja știute, iar apoi generalizează aceste cunoștințe la o scară mai mare. Ceva ce poți aplica și tu atunci când ți se cere să numeri câte furnici sunt pe planetă din vârful unui munte. Universul este uriaș. Cred că deja știți asta, dar știți cu aproximație cât de mare? Cea mai apropiată galaxie de noi se numește Andromeda, iar în termeni terestri, ea reprezintă vecinul cel mai apropiat, prietenul nostru de nădejde. Galaxia Andromeda este vecinul nostru care ne poate ajuta la nevoie. Însă, într-o imagine cosmică largă, aceasta se află la o distanță de 2,5 milioane de ani lumină de noi. Un an lumină este distanța pe care o parcurge un fascicul de lumină timp de un an. Asta înseamnă că dacă am călătorit la viteza luminii, care este de 300 de kilometri pe secundă sau 1 miliard 80 de milioane de kilometri pe oră, ar dura aproximativ 2,5 milioane de ani doar ca să ajungem acolo. Iar acesta este cel mai apropiat vecin al nostru la o aruncătură de băți. Bine, nu literalmente la o aruncătură de băți, fiindcă viteza cea mai mare cu care a călătorit vreodată o persoană este de doar 40.000 de kilometri pe oră. Potrivit astronomilor, într-o bună zi, galaxia noastră, Calea Lactee și galaxia Andromeda vor fuziona. Se vor contopi, însă povestea de dragoste dintre cele două galaxii nu va fi completă decât peste câteva miliarde de ani, așa că nu e cazul să aveți vreo emoție cu privire la acest eveniment încă. Totuși, unii cercetători din domeniu susțin că dacă am trimite în acest moment o sondă spațială cu direcția galaxiei Andromeda, aceasta va ajunge acolo în aproximativ 3,9 miliarde de ani. Sper că acum sunteți mai conștienți de lucrurile cu care au de-a face astronomii atunci când încearcă să descopere enigmele spațiului. De aceea, numerele oferite de cercetători nu sunt exacte. Universul este mult prea mare pentru ca datele sale să fie observate cu precizie, în special cu cât ne uităm mai departe. Deci, NASA ne spune despre Calea Lactee că ar putea conține până la 200 de miliarde de stele, dar ar putea conține de asemenea și 400 de miliarde de stele, dat fiind lipsa de acuratețe cu care sunt făcute predicțiile. Majoritatea experților estimează că de pe Pământ se pot observa cu ochiul liber un număr maxim de 5.000 de stele. Acestea pot fi observate cel mai bine într-o noapte senină în deșert. Privitul stelelor este recomandat persoanelor cu tulburări ale somnului. Cel mai probabil, observarea corpurilor cerești într-o noapte senină te face să te simți umil și neajutorat ca o particulă de praf în mijlocul unei furtuni de nisip.
Însă, noi oamenii avem jucăriile noastre care ne ajută să vedem mult mai multe lucruri în univers decât o putem face de pe pământ cu ochiul liber. Aceste unelte despre care o să vă povestesc nu sunt utile atunci când numeri furnicile din vârful unui munte, dar telescopul spațial Hubble, de exemplu, care aparține celor de la NASA, este destul de uimitor în ceea ce privește observarea obiectelor cosmice. Acesta poate observa o zonă specifică din univers pentru 10 ani la rând. După tot acest timp, el va crea o imagine numită câmpul ultraprofund Hubble. Deci, care este rezultatul acestei imagini? Ei bine, în această imagine sunt dezvăluite mii de galaxii care se află în profunzimea adâncurilor Universului, mai departe decât am fost noi capabili vreodată să vedem, indiferent de unelte sau metodele pe care le-am folosit. Însă, zona cartografiată de telescopul Hubble la scară cosmică era doar un punct minuscul raportat la dimensiunile Universului. Mii de galaxii se aflau doar în acel loc relativ mic. Fiecare galaxie la rândul ei va conține milioane sau miliarde de stele și un număr inimaginabil de mare de planete. Dar nu uitați, aceste numere sunt foarte greu de estimat cu exactitate. Așadar, de la an la an se aproximează numere diferite privind galaxiile. Credem că ar trebui să ne întrebăm de ce miliardele de galaxii declarate în trecut s-au transformat în urma unei declarații din 2016 în triliarde, așa că o să vorbim despre asta. După cum a fost declarat în revista americană de afaceri Forbes, în 2018 numărul real al galaxiilor care se găsesc în Universul nemărginit a fost întotdeauna un mister pentru oamenii de știință. Estimările au crescut odată cu timpul, iar dacă la începutul cercetărilor se vorbea de sute sau mii de galaxii, în prezent numărul acestora a crescut până la ordinul miliardelor sau triliardelor. Asta datorită faptului că telescoapele devin din ce în ce mai bune, astfel sunt capabile să înregistreze fotografii mult mai ample în îndepărtările Universului, iar prin urmare numărul galaxiilor vizibile crește. Însă, unele galaxii sunt prea mici pentru a putea fi observate chiar și cu ajutorul tehnologiei de ultimă generație. Unele galaxii sunt prinse în expansiunea Universului și sunt aproape imposibil de detectat. Acest lucru ridică foarte multe probleme atunci când treaba ta este de a număra galaxiile. Apoi, tehnologia a devenit din nou mai bună, iar oamenii de știință au marcat o zonă mică în spațiu și au observat ceea ce numesc ei fasciculul îngust. După cum am spus la începutul clipului, astronomii pot vedea cât de multe galaxii sunt într-un loc mic din spațiu, iar apoi generalizează aceste date și pentru restul Universului. Dar există un univers tânăr și unul bătrân care continuă să evolueze. Putem vedea efectele materiei întunecate și a energiei întunecate, precum și fluctuația primordială care reprezintă sămânța tuturor obiectelor cosmice. Aceste semințe vor crește, iar în cele din urmă vor deveni stele sau roiuri de galaxii. Datorită evoluției constante a Universului, oamenii de știință au ridicat acum ștafeta și au declarat că există posibilitatea ca numărul galaxiilor să ajungă până la câteva triliarde. După cum afirmă articolul din revista Forbes, cele mai vagi, mici și distante galaxii, dintre toate, continuă să treacă neobservate, însă știm cu siguranță că sunt acolo. Pentru prima dată putem estima numărul galaxiilor din univers cu o precizie mai mare. Autorul articolului a declarat că noi suntem doar la începutul descoperirilor pieselor lipsă din ceea ce el numește puzzle-ul cosmic. Totuși, nu se poate spune niciodată un număr exact de galaxii. După cum am spus mai devreme, unele sunt invizibile, așadar oamenii de știință nu pot deduce cât de multe galaxii sunt în spațiu de fapt. Iar în cele din urmă, iată-te pe tine, urmărind acest videoclip, crezând că Pământul este o planetă mare. Dacă te simți nesemnificativ comparativ cu măreția Universului, nu îți face griji. Numai fapta în sine că te gândești atât de profund la spațiul ce te înconjoară este ceva special și de apreciat. Acum haideți să revenim la subiectul real al videoclipului de astăzi. Am deviat oarecum, însă acum cred că dacă ai o imagine a Universului în minte, subiectul va căpăta mult mai mult sens. După cum am spus și mai devreme, mai sunt o mulțime de galaxii care nu pot fi observate de astronomi datorită distanței uriașe până la ele. Dar cercetătorii au întotdeauna atenția îndreptată către cosmos, așa că o să fim primii care află. Chiar în timp ce vizionați acest videoclip, astronomii caută neîncetat lucruri noi, astfel au ajuns să descopere ceea ce ei numesc bestii primordiale. Dacă nu știați deja asta, termenul primordial se referă la lucrurile sau fenomenele care există încă de la începuturile timpului.
Cercetătorii de la Institutul de Astronomie din cadrul Universității din Tokyo au declarat că telescopul Hubble pur și simplu nu poate observa galaxiile datorită faptului că unda de lumină pe care o propagă prin univers este invizibilă pentru orice tehnologie din prezent. Din acest motiv, astronomii și-au îndreptat atenția către un radiotelescop interferometric numit ALMA, care în limba spaniolă înseamnă suflet. Acest echipament nu este ieftin deloc. Toată construcția a costat 1,4 miliarde de dolari și este alcătuită din 66 de antene care pot observa lungimile de undă luminoasă milimetrice sau submilimetrice. Cu toate că prețul este exorbitant, cercetătorii spun că merită fiecare bănuț folosit pentru construcția proiectului, fiindcă este capabil să găsească aceste galaxii ascunse. Astronomii care folosesc acest echipament au declarat descoperirea unui număr uriaș de galaxii gigantice care s-au format chiar la începutul Universului. După cum știți, se presupune că Universul s-a format în urma Big Bang-ului, în urmă cu aproximativ 13,7 miliarde de ani. Pe atunci, Universul era un loc extrem de fierbinte și dens, apoi a urmat o perioadă în care acesta s-a răcit, ceea ce a creat condiții ideale pentru formarea materiei. Acești oameni de știință cred că noile galaxii descoperite au fost acolo încă de la începutul formării Universului. Acestea au fost numite veriga lipsă în evoluția galaxiilor și se spune că sunt strămoșii galaxiilor masive moderne. Timp de multă vreme, astronomii au lucrat la un proiect cosmic al cărui nume îl aveți acum pe ecran. Scopul acestui proiect este de a descoperi cum au evoluat galaxiile. Putem numi acest proiect începuturile cosmosului. Practic, acești astronomi au privit de aproape 63 de galaxii cu lumină infraroșie în ceea ce ei numesc zona Candles. Noile galaxii primordiale descoperite au putut fi detectate cu ajutorul radiotelescopului ALMA. Galaxiile invizibile despre care se plângeau astronomii că nu le pot detecta au devenit acum vizibile. Cercetătorii au descoperit că aceste galaxii conțin o mulțime de stele noi, doar că sunt acoperite de praf cosmic și sunt foarte greu de cercetat mai amplu. Se crede că aceste galaxii s-au format pentru prima dată între 1 și 3 miliarde de ani după Big Bang. S-au format stele noi, dar la fel au murit și cele bătrâne, iar atunci când s-au stins, au lăsat în urmă praf cosmic. Exploziile supernovelor sunt foarte puternice și dezordonate. Sunt versiunea galactică a unui sac de aspirator cu vacuum care explodează și lasă în urma lui tot praful pe care l-a înmagazinat. Potrivit unui expert american în evoluția galaxiilor, astronomii nu sunt siguri de ce era atât de mult praf cosmic la începutul Universului. Cantitatea sa este prea mare pentru a fi găsită o explicație logică. Acel expert a declarat astfel cu privire la nelămuririle provenienței prafului cosmic. Acest lucru înseamnă că nu înțelegem pe deplin evoluția galaxiilor la începutul Universului. Teoriile curente sunt bazate pe observații învechite. Dar, în contradicție cu expertul american, conducătorul cercetărilor din Tokyo a declarat că aceste noi descoperiri ne pot ajuta să învățăm mai multe despre formarea Universului. El a spus într-un interviu: "Aceasta este prima dată în istorie când s-a descoperit un număr atât de mare de galaxii masive care s-au format în primul miliard de ani de la începutul Universului." Cum am spus și mai devreme, aceste galaxii invizibile pot fi piesa lipsă a puzzle-ului cosmic. Poate că nu știm vârsta exactă a galaxiilor sau rolul pe care l-au avut în evoluția Universului. În termeni pământeni, este ca și cum ar fi fost descoperită o fosilă care ne-ar da mai multe detalii despre formarea vieții aici pe planeta noastră. Voi ce credeți despre aceste noi descoperiri? Sunteți la fel de entuziasmați ca astronomii care cercetează stelele neîncetat? Ne puteți răspunde în rubrica de comentarii. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezitați să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!